Alina Giurgiu, organizatorul acestei conferințe naționale a ghizilor de turism, ediția a doua de la Oradea. Câteva concluzii acum la final de conferință? În primul și în primul rând, din nou, mulțumesc pentru prezență, vouă, de la Constanța. M-am bucurat că am putut să aduc atâta lume aici și m-am bucurat că atâta lume are încredere în ceea ce facem. Și faptul că toți colegii noștri au participat la program, atât la programul de ieri, cât și la programul de astăzi, au fost idei interesante și eu cred că a fost un succes. Această conferință de la Oradea a dat ocazia oamenilor din țară să vadă și mai mult decât orașul, mai mult decât municipiul. Adică zonele de aici sunt foarte frumoase, dar am văzut peștere, am văzut vârtopul, am văzut zone pe care mulți, cel puțin noi, constanțeni, nu le cunoșteam. Și atunci aș vrea să prezinți în câteva cuvinte aceste destinații pentru cineva care nu le cunoaște, dar care ar fi interesat de un astfel de turism de aventură sau de turismul de, eu știu, vizitarea peșterilor și așa mai departe. Chestii puțin mai deosebite pentru oamenii din zona noastră. Mă bucur că ați realizat că avem lucruri mai mult decât apă termală în Bihor. De fapt, asta este și ideea și de asta v-am chemat, pentru că destinația Bihor este mult mai mult decât resursele de apă termale. Sunt și peșterile. Într-adevăr, cea mai frumoasă peșteră din România, așa se spune că este Peștera Urșilor, pe care toată lumea o cunoaște. Este o emblemă a Munților Apuseni. Dar nu este doar asta. Este și Peștera Meziad, pe care ați văzut-o și care este spectaculoasă. Mai avem și Peștera cu Cristale de la Farcu, care și aceea la rândul ei este spectaculoasă. Se poate face un tur de peșteri fără probleme. Iar dacă vorbim de sporturile de apă, aici chiar, repet, este zona Vadul Crișului, unde se pot face sporturi pe apă, unde se poate face via ferată, unde se pot face o grămadă de activități care îți permit să petreci timpul liber într-o zonă foarte aproape de câmpie, care este totuși munte și care îți permite să respiri și să faci un sport activ. Constanțenii vor avea ocazia și nu numai ei, și oamenii din zona estică a țării să vină de pe 19 iunie la Oradea printr-un zbor direct, un zbor foarte ieftin, accesibil tuturor. Ce le recomand să facă mai întâi celor care vin aici? În primul rând să fac o baie. Corect, nu? Ați văzut. Vorbim despre ape termale. În primul rând să intri în apă, în al doilea la rând să-ți iei inima în dinți și să mergi să vizitezi munții ăștia, pentru că Munții Apuseni sunt extraordinari. Este karstul, resursa de karst din România. Sunt o grămadă de peșteri care merită văzute. De asemenea, sunt tradiții, sunt, așa cum ați văzut, în septembrie se face, ați auzit de fapt, evenimentul, este de fapt un târg de traista plină. Acolo puteți să cumpărați produse tradiționale, produse care sunt autentice, produse locale, care Nana Floare a cules fructul din grădină și a copt pe vatră o micuță dulceață, care ți-o oferă cu dragoste. Și asta este, de fapt, experiența, turismul creativ, pe care prin a gusta, prin a experimenta, prin a purta sau a învăța un dans popular, ați văzut astăzi, ați experimentat efectiv, asta nu se uită. Așa facem turism, așa încercăm să transformăm un oraș de frontieră, un oraș de tranzit, într-o destinație. Și de aceea constanțenii care vor zbura încoace vor fi primiți cu pâine cu sare, cu port tradițional, cu dansuri, cu dulceață, ce să mai spun, cu plăcinte, că ați mâncat și plăcinte ieri, nu? Asta e. Asta recomand să experimentați în destinația Bihor și Oradea.